Polițiștii au efectuat 24 de percheziții pe raza județelor Giurgiu, Ilfov și în municipiul București la sediile unor societăți comerciale, unități și instituții sanitare. Printre unitățile sanitare percheziționate de oamenii legii se numără Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic Olendina București și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Giurgiu. Din cercetare a ieșit că în perioada 2014-2017 mai multe persoane fizice, prin intermediul unor societăți comerciale, ar fi decontat servicii de îngrijire medicală la domiciliu unor pacienți folosind documente false. În urma perchezițiilor au fost ridicate în vederea cercetării laptopuri, medii de stocare, carduri de sănătate, cititoare de carduri, medicamente, materiale medicale, pontaje, bani și documente. La puțin timp de la finalizarea acțiunii, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Giurgiu a ieșit cu un punct de vedere. Casa Județeană de Sănătate Giurgiu a fost subiectul unor percheziții în birourile funcționarilor din cadrul compartimentului care se ocupă de primirea, analiza și decontarea serviciilor medicale de îngrijiri la domiciliu. S-au căutat înscrisuri și orice alte documente care au legătură cu această activitate și care să poată stabili dacă există o eventuală activitate infracțională pentru care se efectuează cercetări. Această acțiune a fost una normală conform procedurilor în astfel de situații. Au precizat reprezentanții CJAS Giurgiu. În cauză sunt efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, cauza aflându-se sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Giurgiu.